Încă din copilărie, când bunica cocea pâinea în cuptor, mirosul ăla când se răspândea pe toată mahalaua și ne aducea de la joacă, de unde eram, acasă, fuga, fuga. Am ajuns la un moment când am înțeles că ar trebui să-mi leg viața cu pâinea, cu aluatul, cu produsele de panificație în genere. Da. Ia uite, Dani, și bunică frumoasă. Bunică frumoasă. Și miroasă. Oh, și fierbinte. Oh, fix ca în copilărie. De mic copil, când bunica undeva pleca și numai vedeam că nu e gata, eu începeam să fac ceva, să coc ceva, plăcinte și tot așa mai departe. După care am avut o perioadă de repaus sigur, adică adolescența, nu mi-era chiar atât de interesant, dar odată cu studiile, începând deci studiile la școala profesională numărul 5, mi s-a trezit iarăși amintirile, nu știu, dorul ăsta de aluat și uite că așa s-a dezvoltat și am ajuns să am întreprindere acum. Drumul meu chiar a început de mic copilă, când mai ales nimeni nu era acasă și încercam să fac ceva cu mâinile mele. După care am găsit școala profesională numărul 5, instituția publică, și deci inițial sincer credeam că aici pot să înveț aici, eu știu tot, eu sunt expert, eu am mai copt, dar de fapt este o informație foarte, foarte multă, care dacă nu accesam școala dată, dacă nu făceam studii de aici, cred că la moment nu avea de unde să iau informația dată, adică nu avea să o povestească cineva pur și simplu. Mulțumesc! 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 Ești bucuroasă să te vedem! Bucuroasă, într-adevăr, nu am văzut-o la terminare. Dar pe parcursul acestor 2 ani petrecuți în instituție, se dezvoltă aceste abilități față de meseria aleasă. Și Daniela este unul din elevii care pe parcurs și-a arătat aceste abilități și le-a dezvoltat, a devenit un maestru în meseria sa. Pentru a deveni un antreprenor de succes este necesar să avem deja o pregătire în meserie și deja adăugăm acele abilități de contabilitate, economie, marketing, management și așa mai departe. Din suma care este deja calculată, este necesar să calculăm 10% această marjă. Da? Tu vrei să câștigi nu 51%, asta este cheltuială care ai avut-o. Și atunci când noi, profesorii, vedem succesele elevilor noștri, noi înțelegem că tot ce facem are un viitor. Acum e așa o perioadă când permanent toți cumpără pâine. Puțini care mai coc, iată, din bătrâni, poate posibil la sărbătorile de Paști, în cuptor, să mai coac pasca sau cozonacii, dar așa se procură în genere. De aceea am decis să deschidem întreprinderea pâinea bunicuței, dar să fie cu pâinea de acasă, mirosul din cuptor. Când facem pâine, sigur este nevoie de mai multe mâini. Cineva frământă, pune în tave, alții pregătesc cuptorul până se ridică pâinea. Anume,
când ne grămădim să coacem pâine, sigur ne grămădim aproape că toată mahalaua, fiindcă cuptorul este încăpător, mare și încap foarte multe produse. Facem colaci, pâine, deci diferite produse cu brânzeturi, cu varză și tot așa mai departe. Adică ne adună împreună și ne face un tot întreg. Plus, sigur, este un simbol al păcii, fiindcă în ziua când coacem pâine, toți sunt liniștiți cu rugăciune, cu gânduri doar bune, pentru că pâinea pentru noi, deci mai întâi aluatul, sigur, este ca un copilaș, adică te comporți cu el foarte, foarte gingă și foarte, foarte atent. Un cuvânt spus greșit sau un gând, deci poate aduce la faptul că nu se ridice sau ceva de genul dat. Am avut posibilitatea să particip la mai multe concursuri unde mi-am verificat abilitățile acestea de antreprenor. Deci am făcut un plan de afaceri, am implementat un părțică din el, deci cu produse de gata, ne-am dus la diferite concursuri și datorită activităților care au fost deci mai înainte, după finisarea școlii, m-au contactat de la AFA, Asociația Femeilor de Afacere, cu propunerea de a participa din nou deci la un proiect mai grandios, cu niște premii mult mai mari. Poftim o bucată de pânică. De plăcintă. De care îi coșei tu? Ei, nu chiar așa cum coșeam eu. Da. Filmesc ție. De care coșei? Cum mă dușem de acasă, dar ei s-au apucat de făcut plăcinte. Șechiroște. Șechiroște. Colțunaș. În cadrul proiectului de VRAM am câștigat anumite utilaje care ne vor ajuta să activăm în brutăria dată, care urmează în curând să se deschidă. Acesta este un utilaj de amestecare a aluatului, care ne permite nu numai deci amestecarea aluatului la propriu, dar și cu adaus de diferite ingrediente. Deci, după care aluatul din acest utilaj merge la formare, pus în formă și la camera de dospire, unde deci se instalează anumită temperatură, unde deci aluatul în genere se odihnește. După care merge în cuptor și se coace la temperatura necesară pentru produsul anumit. Pâinea ne adună împreună. Aceasta este echipa mea cu care am început drumul și sperăm să ajungem până la capăt. Datorită lor ne vom ridica pe o nouă etapă a pieței locale. Și să fim cei mai buni. Așa să fie. Într-un ceas bun. Să fie, doamne.